Înainte să încep, aș vrea să-i fac o promovare lui Antonio Ardeleanu. Dacă vrei să vezi niște vloguri pline de umor și niște păreri diverse venite la un vlogger tânăr, atunci canalul lui Antonio Ardeleanu este perfect. Vă las link în descriere să intrați pe vlogurile acestuia și sper să vă abonați exact cum am făcut-o și eu. Acum să trecem la episodul nostru. Să fii soldat este cu adevărat dificil, iar unul dintre cele mai dificile lucruri în această meserie este că trebuie să stai foarte departe de familie. Cu siguranță nu mulți bărbați ar reuși să facă fața acestei probe extrem de dificile. Ei bine, în acest episod o să vă arăt mai multe clipuri emoționante cu soldați care se întorc acasă și reacțiile emoționante ale familiei. Acest soldat din Marina Americană se întoarce acasă și își surprinde fratele. Acest soldat își surprinde tatăl în timp ce este la serviciu. Din nou, acest soldat își surprinde tatăl în timp ce este la serviciu. Acest soldat din Marina Americană se prezintă după mulți ani pentru prima dată și o face la nunta surorii. În timp ce făcea o poză de familie, cineva lipsea, dar se pare că s-a întors acasă. If Nate was here. As if Nate was here. Yeah. So? Acest soldat își surprinde iubita pe un stadion. Acest tată își surprinde fiul în timp ce se pregătea de un meci de fotbal. Hey! Hey, what?
so. It was a huge surprise. It was the best thing ever. Not expected at all. Acest băiat este surprins de fratele său mai mare. Acest soldat, din nou, își surprinde familia în timp ce erau în vacanță. Hey, what would you say if he was here today? To send him in Afghanistan, sorry, what would you tell him? Tell him that I love him, Mama, and that I will love him for always. Love him for always? Mm-hmm. Too hottie for a toddy? All right, I'm gonna send this to him on Facebook. Are you freaking kidding me? This is Ronson. Your husband's here reporting for duty. Daddy! 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 You get the first hug. Daddy! I'm going all the way. Just for you, honey. Această fată se trezește fix lângă tatăl ei soldat, care s-a întors acasă. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb care vi s-a părut cel mai emoționant clip din acest episod. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, dacă vă plac astfel de episoade, o să mai fac și partea a doua, de ce nu? Dar pentru asta, nu uitați să apăsați butonul de like. Noi ne auzim cu alte episoade, nu uitați de follow pe Instagram la Joker Virtual 1 și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.